Salut tuturor! Bine ați venit la lecție 15! Azi vorbim despre prepoziția per, ultima prepoziție simplă despre care vom vorbi. Prepoziția per e folosită pentru a indica mijlocul prin care se întreprinde o acțiune. Primul caz, moto per luogo, indică locul prin care ceva sau cineva se mișcă. Siamo passati per Napoli, ma non ci siamo fermati. Am trecut prin Napoli, dar nu ne-am oprit. Ho girato per tutta la città. În român ar fi, m-am plimbat prin tot orașul. Al doilea caz, moto a luogo. Indică locul spre care ceva sau cineva se îndreaptă. Stasera parto per Londra. În seara aceasta plec spre Londra. Il treno per Roma è in ritardo. Trenul spre Roma e in întârziere. Al treilea caz, stato in luogo. Luca legge un libro seduto per terra. Luca citește o carte așezat pe pământ. Al patrulea caz, mezzo. Se referă la o persoană, la un animal sau la ceva prin care se desfășoară acțiunea indicată de verbul. Spedisci-mi il documento per posta. Trimită-mă documentul prin poștă. Al cincelea caz, cauza. Indică cauza prin care este întreprinsă o acțiune. Anna sta tremando per il freddo. Anna tremura din cauza frigului. Vado a Milano per lavoro. Merg la Milano pentru munca. Prepoziția per poate introduce și o propoziție urmărită de verbul la infinit. È stato sgridato per essere arrivato in ritardo. A fost mustrat pentru că a ajuns în întârziere. Al șaselea caz, fine, scopo. Indică scopul spre care e îndreptată acțiunea. Molti lavorano solo per il guadagno. Mulți lucrează numai pentru câștigul. Io e Paolo andiamo in discoteca per divertimento. Eu și Paolo mergem în discoteca pentru distracție. Per poate introduce și o propoziție care indică scopul urmărită de verbul la infinit. Andrò in montagna per sciare. Voi merge la munte pentru schia. Vado in palestra per dimagrire. Merg la sala de fitness pentru a slăbi. Al șaptelea caz, tempo. Indică durata acțiunii. Ho lavorato per tutto il giorno. Am lucrat toată ziua. Andiamo al mare per le vacanze. Mergem la mare în concediu. Al optelea caz, termine. Indică elementul la care se referă acțiunea. Questo regalo è per te. Acest cadou e pentru tine. Stasera Alex cucinerà per tutti. În seara aceasta Alex va găti pentru toți. Al noulea caz, modo. Se referă la modul în care se desfășoară acțiunea indicată de verbul. Ci siamo incontrati per caso. Ne-am întâlnit din întâmplare. L'ho detto per scherzo. Am glumit. Al zecelea caz, colpa. Indică vina cuiva care a fost acuzat. È stato accusato per omicidio. A fost acuzat de omucidere. Al 11-lea caz, sostituzione. Indică persoana sau obiectul care a fost înlocuit cu altul. Ho capito una cosa per un'altra. Am înțeles greșit. Mi scambiano sempre per mia sorella. Nu știu cum se traduce acest lucru, această expresie în română, totuși înseamnă că eu și sora mea ne asemănăm așa de mult, încât oamenii cred că de fapt eu sunt sora mea. Prepoziția per
e folosită și împreună cu verbul a sta. A sta plus per plus verbul infinit. Aceasta indică ceva care trebuie să se întâmple foarte curând. Il treno sta per partire. Trenul pleacă peste puțin. Torniamo subito a casa, sta per piovere. Să ne întoarcem imediat acasă, începe să plouă. Și azi am terminat. Nu uitați să faceți like pe Facebook și citiți! Citiți în italiană, că vă ajută! Salut! Salut! Distracție cu Nicon, ce ță? Ce distracție? Eu și Paolo. Paolo. Adesso sì. Nu voglio andare. De ce apete allora? Fundureci! Che torni. Lezione si è terminato. E vedete. Sulcata. Lezia, s-a terminat și ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați să faceți like pe Facebook.